Sărbătoarea Peciului a început la Sala Clio, acolo unde a avut loc deschiderea zilei orașului Peci în cadrul unui vernisaj de fotografie. Este deja o prezență tradițională că la începutul zilei culturii pe care Peciul prezintă, deci ziua Peciului, la Arad, avem o expoziție de artă plastică sau fotografică. Iată, astăzi sunt alături de noi fotografii, operele lor ne aduc aproape atmosfera din orașul Grățin. Mă bucur foarte mult pentru acest eveniment care este deja de tradiție și mulțumesc foarte mult autorităților din Arad că ne primesc în cadrul acestui eveniment. Pentru noi este foarte important pentru că an de an ne putem arăta valorile, tradițiile și cultura. În Parcul Eminescu, atmosfera a fost una frumoasă, chiar dacă numărul spectatorilor a fost mai mic decât în alți ani. Și anul acesta, în ciuda vremii care ne amenință cu ploaia, atmosfera este foarte călduroasă aici, în spatele primăriei, în Parcul Eminescu, la ziua orașului Peci, unul din cele mai așteptate evenimente în fiecare an de zilele Aradului. Ca întotdeauna avem parte de un program artistic foarte divers și interesant. Spre exemplu, în acest moment, în spatele meu pe scenă se află Fanfara Minerilor din Peci, o formație care a cucerit numeroase premii internaționale și care, iată, acum îi amuză, îi distrează, îi face simte bine pe arădeni, deopotrivă români și maghiari, în spiritul toleranței și prieteniei care a caracterizat întotdeauna acest oraș. Destul de bine e organizată, deci va fi frumos, frumos. Acum depinde și de timp. Ați fost și anii trecuți, nu e prima dată? Da, da, am fost și anii. Mai reușită decât anul trecut. Ceva era cu luminile. Ceva frumos, plăcut. Ce vă plac cel mai mult? Muzica, dansurile, muzica de fanfară? Da, amândouă. Amândouă. Așteptăm cu drag să vedem spectacolul. Plăcută, pentru că eu am o cunoștință foarte bună în Diula. E un doctor veterinar cunoscut pe zona lor și a lucrat și în Arad, în special în Curtici, pentru că din Curtici sunt, și nu există diferențe. Noi cel puțin cred că nu facem, nici ei nu fac. Deci, relațiile de prietenie, schimburi culturale, schimburi sportive, este foarte binevenit. Anul acesta s-au împlinit 6 ani de la înfrățirea dintre cele două orașe.